Bine v-am găsit, vă spunem, dragi telespectatori, din studio Alfa Omega TV la ediția din această săptămână a emisiunii Alfa Omega în obiectiv. Este o ediție de final de noiembrie, una care precede Ziua Națională a României. Sigur că suntem și noi poate distrași de evenimentele care sunt de strictă actualitate, de pandemie, de izolare, de perspectiva alegerilor și poate ziua de 1 decembrie poate nu mai are aceeași greutate pentru noi, cum a avut în alți ani, dar o să încercăm în cele ce zile care vin să ne aducem aminte și să facem partea noastră în a ne ruga pentru România și ne aduce aminte că suntem locuitori, Dumnezeu ne-a pus aici în această țară, locuitori în această țară și că Dumnezeu are un plan atât pentru noi ca persoane, cât și pentru națiunea română. Vă îndemn să aveți gânduri de acest fel pentru zilele care urmează. Chiar dacă vă spuneam, suntem distrași puțin și suntem presați, ocupați, îndemnați să ne uităm către alte colțuri ale sferei societății, către alte colțuri ale lumii, pentru că se întâmplă foarte multe evenimente în această vreme. Mult am vrea să înțelegem și să facem și pe dumneavoastră să înțelegeți prin știrile pe care le dăm, prin abordările pe care le avem, să înțelegem vremurile în care trăim și ceea ce Dumnezeu are în plan pentru noi și mai ales momentul spiritual de acum. Și este așa o notă care, o dominantă pe care ne-am propus-o în perioada următoare, în emisiunile care urmează. La început vreau să vă vorbesc puțin despre copii. Desigur că din când în când vorbim despre copii, despre una din prioritățile noastre, un segment important a ceea ce facem noi aici și ce ar trebui să fie și pentru noi, aceea de a investi în inima copiilor. Sunt vremuri grele, dificile, vedeți că și sistemul educațional este dat peste cap. Ce facem noi ca și părinți, ca și bunici, ce facem noi implicați în sistemul educațional, chiar și în media care are și această dimensiune de educare, de formare. Sunt întrebări pe care aș vrea să vi le punem și dumneavoastră. Noi am continuat anul acesta și mă bucur că, uitându-mă în urmă, unul din proiectele noastre, Cartea Cărților, cred că a fost folosit de Dumnezeu cu putere și este folosit în continuare. Rugați-vă ca în continuare să meargă mai departe. Sunt povestiri biblice într-o formă de desen animat care merg pe canalul de televiziune Alfa Omega TV în fiecare zi, dimineața și seara. Sunt accesibile resurse în mediile online, pe canalul de YouTube Cartea Cărților, pe site-ul cartecărților.ro și în format DVD. Vă propun să urmărim un material de vreo 5 minute, un grupaj realizat de colegii noștri implicați în acest proiect pe care l-am difuzat de curând într-una din emisiunile noastre promoționale și pe care probabil să-l vedeți într-un context diferit și în alte emisiuni de tip raport de emisiune de la sfârșitul acestui an. Așadar, Cartea Cărților, un proiect important al lucrării Alfa Omega TV, rugați-vă pentru el, acesta este scopul provocării mele din acest început de emisiune. Interacțiunea copiilor cu Biblia încă de la o vârstă fragedă este foarte importantă. Studiile arată că 85% dintre creștini îl primesc pe Iisus în viața lor între 4 și 14 ani. Proiectul de evangelizare pentru copii, Cartea Cărților, reprezintă un instrument al lui Dumnezeu pentru a aduce adevărul biblic în viața copiilor, care poate fi folosit în biserică și în familie. Cred că e un instrument foarte important pentru copii, pentru că pot să perceapă lucruri spirituale, adevărurile Bibliei care nu s-a demodat, așa cum spun unii, nu e depășită, dar e un instrument care aduce Biblia pe înțelesul copiilor. Pentru noi este un principiu de viață. Noi știm că asta e biserica de mâine, copiii sunt biserica de mâine și vrem să implementăm Cuvântul lui Dumnezeu în viața lor și să-i creștem în cunoașterea lui Dumnezeu. Și Cartea Cărților este o platformă extraordinară pentru oricine pune mâna pe ea, e ceva extraordinar pentru biserică. Pe lângă evanghelizarea directă, acest al doilea aspect de lucrare cu bisericile locale presupune, în primul rând, evenimente de evanghelizare împreună cu biserica locală, prin care noi, Alfa Omega, susține biserica locală să-și organizeze evenimente evanghelistice pentru copii. Iar al doilea aspect este partea de educare a copiilor prin acest program pentru școala duminicală Cartea Cărților, care ajută, practic, pe copii aproape pe decursul unui an de zile să învețe sistematic principii din Biblie, să învețe despre Dumnezeu și despre Isus într-un mod interactiv, vizual și foarte, foarte atractiv. Cartea Cărților are 4 sezoane, a câte 13 episoade fiecare. Proiectul cuprinde difuzarea episoadelor pe canalul de televiziune Alfa Omega, DVD-uri sau clipuri video online, un site interactiv pentru copii, o aplicație mobilă, evenimente evanghelistice în colaborare cu biserici locale și programa pentru școală duminicală numită Academia Cartea Cărților.
Multă lume este familiară cu Cartea Cărților pentru că a văzut poate un episod sau a cumpărat DVD-urile și a văzut că Cartea Cărților predă lucruri din Biblie, învață copiii despre Dumnezeu, anumite valori. Însă proiectul pentru școala duminicală, Cartea Cărților, este ceva cu mult mai mult, pentru că nu este vorba despre poate un aspect disparat, singular, ci este un program foarte bine organizat, structurat, interactiv, foarte vizual și foarte prietenesc pentru copii, cu foarte multe activități și tot, care ajută pe copii să-și sedimenteze anumite lucruri, anumite principii din Biblie, să cunoască caracterele Bibliei, să cunoască mai bine pe Dumnezeu și în același timp să distreze, să aibă un timp foarte fain în timp ce fac chestia asta. Ca adult am învățat lucruri noi în timp ce asamblam toate lucrurile astea împreună cu colegii mei și chiar pentru copiii mei chiar vreau să le arăt că o să crească un pic mai mult. Pentru mine ca slujitor, de exemplu, curicula școlară a fost de mare ajutor pentru că, ca să zic așa, îți dă mură în gură tot. Nici nu trebuie să-ți cauți tu jocuri, activități sau lecții, pentru că le ai deja acolo. Noi am folosit programa pe un an și m-a ajutat chiar foarte mult și am văzut că prinde și la copii. Deci copiii erau mult mai activi în timpul orelor, cum ar veni. Și erau chiar fascinați și de faptul că vedeau desenele animate în timpul programului de biserică și de activitățile care urmau după desenele animate. În ziua de astăzi, oricâte povești le-am spune copiilor, nu sunt relevante. Când le arăți un video, e mult mai relevant, mult mai interesant pentru ei. Și pentru mine, Cartea Cărților înseamnă enorm. Le este foarte ușor să vizualizeze și asta îi ajută să rețină. Îi ajută să înțeleagă mesajul pe care noi îl transmitem mult mai ușor și ne face nouă, învățătorilor, cumva munca mai ușoară în predare. Evanghelizarea copiilor este susținută de Scriptură și de mărturiile multor creștini care l-au cunoscut pe Iisus pe când erau copii. Eu am crescut cu Cartea Cărților. Ne uitam la Tele 7 ABC și urmăream Cartea Cărților pe vremuri, cu Profesorul Nur, cu Casa Zburătoare, cu toate desenele. Și în momentul când am văzut că o reînceput Cartea Cărților pe limba copiilor din ziua de astăzi, am considerat că e un bun manual și un bun obiect de a lucra cu copiii din generația noastră. Cartea Cărților aparține cumva de copilăria mea. Am vizionat episoadele din Cartea Cărților când eram eu copil și acum mă bucur că pot să văd Cartea Cărților revizuită și într-o formulă mai actuală, mai modernă, și cred că este un lucru foarte bun. Permiteți-mi să vă povestesc ce înseamnă Cartea Cărților în realitate. Înseamnă o evangelizare încă de mici a copiilor și într-un secol în care e promovată violența, e promovată vrăjitoria, Cartea Cărților îți lasă un mesaj al speranței. Desene animate fiind creștine, copiii noștri vin schimbați. În urma acestui studiu am învățat despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Când vin acasă copiii noștri de la acest studiu pe care l-au ținut la biserică cu frați, ei chiar ne povestesc despre desene, despre personajele din desenele respectiv și pentru noi este chiar o bucurie imensă. Aplicația Cartea Cărților oferă copiilor posibilitatea de a urmări episoade întregi pe telefonul mobil sau tabletă, de a participa la activități interactive și de a învăța principii creștine. Din păcate, foarte mulți copii își petrec ore în șir în fața calculatorului, a tabletei sau a telefonului mobil. Așadar, dacă tot petrec acest timp pe internet, să o fac într-un mod benefic. Vă încurajez pe voi ca părinți să descărcați aplicația Cartea Cărților, ajutați-i pe copii să cunoască principiile biblice încă de mici prin această metodă și cred că e o aplicație care nu e benefică doar pentru copii, ci și pentru cei mari, cei adulți. Cartea Cărților este un proiect care se adresează în special copiilor, realizat de CBN și dezvoltat de Alpha Omega TV în România din 2016. A fost un grupaj cu câteva opinii ale colegilor noștri și ale celor care au beneficiat de acest proiect Cartea Cărților. Este de la Domnul, cred eu, ca să punem mare preț, mare atenție pe educația copiilor noștri, a nepoților noștri, a celor, a tinerilor noștri, să facem cât mai accesibil cuvântul Domnului pe înțelesul lor, la vârsta lor, și din această zonă face parte proiectul Cartea Cărților, despre care am vorbit mai mult. Îmi face bucurie de câte ori am ocazia să vă prezint aceste 4 albume DVD. Le cunoașteți, le prezint din când în când pe ecran, volumul 1, volumul 2, volumul 3, volumul 4. Fiecare din aceste volume au câte 13 filme pe ele, în total 4 ori 13
52 de programe, câte unul pe săptămână, ca să acoperim un an de zile, dar nu aceasta este aritmetica, ci faptul că sunt accesibile. Și vă sugerez, acum de sfârșit de an, când căutați să faceți daruri bune copiilor voștri, de ce nu să luați în considerare și un album DVD de la noi, de la Alpha Omega TV? Aveți link-ul de la librăria noastră, dar puteți să dați și un telefon să faceți această comandă. Dincolo de costuri, de preț, de partea comercială, vor fi și niște discounturi pe parcursul lunii decembrie, dar faceți acest lucru din grijă pentru copiii dumneavoastră. E ceva ce puteți să faceți, în loc să se uite la știri, la lucruri care aduc poate temere și preocupare. Copiii noștri ar putea să se uite la acest gen de emisiuni. Și acum vreau să vă prezint un segment dintr-o emisiune. Emisiunea se numește Este Supranatural, o emisiune de mare provocare. Mulți spun că este, cum spunea un păstor pe care l-am înregistrat de curând în București, o să-ți dau o dată și interviul lui, chirașă de pe torta programelor noastre traduse aici în România și distribuite, Este Supranatural cu Sid Roth. Noi îl dăm duminică seara de la ora 11 cu câteva relori. Mulți ne-au sfătuit să îndesim aceste relori, să fie și la alte ori mai accesibile. Iată însă că am selectat pentru această emisiune un segment cu unul dintre invitați pe care l-ați avut de curând anul acesta pe ecrane, poate vă aduceți aminte de el, Georg Karl, care a fost invitatul lui Sid Roth pentru o emisiune cu totul special, după care o să vă spun de ce este vorba. Pot să vă spun și de pe acum, este faptul că am reușit să tipărim acum, în această lună noiembrie, cartea lui Georg Karl, o carte interesantă, importantă, despre care el chiar vorbește în această emisiune. Hello, Sid Roth here, and I'm with Dr. George Karl. He is, I call him, an apostle of God's glory from Germany. So, you're studying theology, and in a school that isn't particularly into things of the Spirit, right. But you have a very unusual guest speaker. What happened? Well, actually, an atheist professor had invited a guest speaker from Malaysia who was to deliver a lecture at the university hall, but actually what he did, he just spoke on miracles the whole time. So at the end of the lecture, I said to myself, well, the people here at the university, they might have great intellect, but what this guy has, that's what I really want. So I went to his tent and got spirit-filled. He had a tent meeting going on. Right. You went there. Tell me what you mean you got spirit-filled. Well, I just started talking in other tongues in that meeting, although actually as a theologian at that time I wasn't even believing in talking in other tongues, so he got me there. But several months later, yes. You had a repercussion of what happened at that tent. What happened to right. you? I was lying on the couch in my student's dormitory there at Tübingen University, just meditating on the Lord, just praying. I was not sleeping, not asleep at all, but suddenly while I was praying, I felt like some kind of power was starting to lift up my head from the couch. And I could feel just as I was still straight, my body still was straight, but I looked down to my left side and I could see the floor moving away from me. So it ended up me being suspended in the air with only my heels on the couch. So before I could even think about it, what happened was three huge surges of liquid love just were coming through my whole body from the top of my head to the soles of my feet. It was warm liquid love just flowing through me. And after those three surges had gone through me, I slowly, slowly was being put back to the couch again. And of course, I was completely flabbergasted what happened. I didn't even have a grid for it. I got up from the couch and I thought, what was that? I mean, he's in this non-spirit-filled school of theology. Right. I mean, it's a good thing you didn't tell that atheistic professor about that. But that was the beginning right. of the most amazing adventure. Mm. And you teach on the glory. Mm. You operate in the glory. So many people now operate in Germany in the glory from the churches you're an apostle over. What's your favorite scripture on the glory?
Well, maybe there are two. The one is in Isaiah chapter 6, where the angels, they shout and they say, the whole earth is filled with the glory of the Lord. But then an even better one, I believe, is Habakkuk chapter 2, verse 14, which I believe is for our times, because it says here, in the end, the knowledge of the glory of the Lord will fill the whole earth as the waters covers the sea. And that knowledge is revelation knowledge. Yes, yes. It comes out of the manifestation of the presence of the glory, really. When people really get a tangible experience with the glory, then the knowledge comes. How do we recognize this glory? Well, actually, I believe you can't recognize the glory through your intellect. So it has to come from spirit to spirit, because the glory really is a spiritual substance. But once you're really hungry for reality in your life, you will immediately recognize the glory, because you will find out the substance of the glory really is the answer to your deepest longing. It's the fulfillment of your deepest desires. It's what we were originally created right. by God to be clothed in, the glory of God. What happens in the glory? Well, it's like a gasp of relief for the whole spirit, body, and soul. It's like, for example, I often ask the people and I tell them, how long do you believe sickness will stand in the glory? And of course, the answer is not 1 second. So sickness has to leave in the glory. You know, when you said sickness has to leave, when we're coated in the glory of right. God, when you know the scripture, no weapon formed against Amen. You shall prosper, yes. it can't penetrate the glory. Right. But you like said something else. Yeah. Adam was intending to live forever. I believe when we're coated in the glory, we'll be in divine heaven. Not live, Amen. We will live forever because there's just a temporary earth suit. But while we're in the temporary earth suit, I believe God restores everything in the glory. Absolutely. You are rejuvenated. You are revitalized. Sickness goes away. Demons have to flee. Like, even if you have been traumatized in your soul, like I can just see right now, there's a lady who has been traumatized really deeply in your soul, and it's like it's voices that are tormenting you, and even like this heavy dark weight on your soul. But right now, as you get in the glory right now, it's all falling off of you right now in Jesus' name. Dumnezeu vorbește și folosește și slujitorii din Europa, nu numai evangheliștii și profeții din America. Iată că un om deosebit care vorbește despre slava lui Dumnezeu. Sigur că versetul care este capăt de care este pe coperta cărții din Habacuc, că pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului cum fundul mării ca fundul mării de apele care îl acoperă. Sigur, așteptăm și noi gândim la acestea care vin slava lui Dumnezeu să se arate. Și mulți, tot mai mulți, vorbesc despre această așteptare a slavei Domnului. Nu știm cum va fi, n-am mai trecut pe acolo, cred că n-a fost un alt sezon din istoria bisericii în care să vorbească atât de mult de slavă, să fie atât de așteptare pentru slava Domnului, ca o prezență cu totul deosebită. Așteptăm, vedem, vorbim, dar vă spun, mai greu o prindem în mintea noastră, în schemele noastre, în lecțiile noastre biblice, dar tot mai mulți vorbesc despre slava lui Dumnezeu. E a doua carte pe această temă, prima v-am prezentat-o într-o emisiune anterioară, așadar, încă o dată, Călătorie în slavă, o carte nouă, tipărită de noi, de Gheorghe Calo, o carte de revelație și de înțelegerea vremurilor pe care le trăim, scrisă anul acesta și tipărită de noi foarte rapid după apariția ei în limba engleză, aproape la un decalaj de doar câteva luni de zile. Vă recomand să o cumpărați, să o achiziționați și tot în această categorie, o carte iar deosebită. Sigur, avem multe cărți din zona de revelație profetică, cum vorbește Dumnezeu. E o carte nouă, adresată celor care doresc să își exercite darurile pe care Dumnezeu le-a pus, să vadă în plan spiritual. Sunt câțiva slujitori în zona profetică care au această abilitate spirituală, acest dar spiritual de a vedea dincolo de realitate, de a percepe o altă dimensiune. Iată, o carte unică pentru segment îngust. Dar am simțit să-l acoperim și acest segment. E o primă carte din această zonă, adresată în special celor cu daruri profetice care doresc să vadă, să-și activeze, să înțeleagă mai mult cum pot să perceapă lucrurile din zona spirituală. Pentru mulți va fi poate o carte nu foarte importantă, vor pune deoparte, pentru alții însă va fi și cred că va fi o carte cu totul deosebită, de-aia simt să vă recomand în acest moment. Vreau să
mergem mai departe, pentru că în această emisiune de obicei vă provoc să ne sprijiniți financiar și în rugăciune. Este spotul acesta care dăm săptămânile acestea de 20%. Vă îndemn, vizionându-l, să vă gândiți dacă sunteți implicat într-o afacere sau dacă sunteți chiar patronul unei afaceri, manager într-o afacere, să luați în considerare posibilitatea ca o parte din până la 20% din impozitul pe profit să direcționați către Fundația Alfa Omega TV. Ai o afacere? Ai realizat profit în acest an? Dacă da, alege să redirecționezi 20% din impozitul pe profit către Alfa Omega TV. Nu te costă nimic. Termenul limită este 31 decembrie. Împreună răspândim lumina în casele a milioane de români. Pentru mai multe detalii, contactează-ne chiar acum. O să-mi spot care sper că va... nu v-a plictisit, o să mai dăm de câteva ori până se termină anul, pentru că sunt mulți care vor să ne ajute. Chiar de curând am primit un telefon din Oradea, nu spun numele ca să nu aduc o situație mai sensibilă. Cineva ne spunea, nu sunt din mediul evanghelic, dar îmi place ceea ce faceți voi. Și din impozitul meu pe profit, n-am o firmă foarte mare, simțit să direcționez către Fundația Alfa Omega o parte din acest impozit, o sumă consistentă, importantă. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă răsplătească pentru această decizie. Deci nu, sunt oameni care își dau seama că nu avem ca target, ca țintă, doar zona evanghelică. Sigur că marea noastră dorință este ca toți oamenii, indiferent de culoare, indiferent cum s-au născut, în ce mediu, în ce zonă, indiferent de echipare, de educație, de vârstă, e important să-L cunoască pe Dumnezeu în aceste vremuri care sunt foarte aproape de cea a doua venire a Domnului. Este o urgență, o simțim noi, urgență, și nimic mai important decât ca fiecare dintre noi, dintre cei dragi, să fie aproape de Domnul în aceste vremuri. Și acum, pe final, vreau să vă aduc aminte, încercăm în fiecare seară de joi să avem o emisiune în special de slujire. Mulțumesc celor care vă rugați ca să putem să avem aceste emisiuni de aici din studio, să vă slujim, în special cu o mică prezentare teologică la început, dar tot mai multe scrisori, sunt zeci, sute de scrisori care ne vin, postări la care nu reușim să răspundem. Ne gândim cum să extindem această zonă de slujire, în special în zona de vindecare, de restaurare. Mulți sunt cu probleme de depresie, de îngrijorare, de apăsare, de descurajare. Mai mult ca oricând vin aceste cereri. Din acest motiv ne-am propus ca să continuăm cât se poate pe parcursul lunii decembrie aceste emisiuni de joi seara de la ora 20 de în emisiune în direct de slujire, pentru că, vă spun, cred că e o mișcare a Duhului. Sunt foarte mulți care ne urmăresc, poate de mai multă vreme, care s-au bucurat de programe, de emisiuni, de documentare, dar care simt nevoia că e important să fie pregătiți și altfel. Cum spune Biblia, mireasa care îl așteaptă pe mire și care trebuie să iasă în întâmpinare, trebuie să fie fără pată, fără zbârcitură, și cred că mulți din trupul lui Hristos doresc să fie sănătoși, în putere, în eficiență, deplinitatea forțelor spirituale și fizice. Din această cauză, importanța acestor emisiuni în direct de slujire, de vindecare, de restaurare, de eliberare, crește. Am avut chiar într-o ediție recentă, cred că în ultima de la emisiunii Mapamont Creștin, un reportaj mai larg de la lucrarea Healing Room. Sigur că mesajul acestui reportaj, realizat cu contribuții din Baia Mare, a fost o slujire similară Healing Room-ului. Acesta a fost gândul nostru și comentariul care a fost atașat acestei știri. Slujirea de vindecare și liberare trebuie să fie parte integrantă din viața fiecarei biserici, indiferent de ce culoare are biserica. Sunt unii care merg pe teologia suferinței. Dumnezeu îngăduie suferințele, dă un spin, un cancer, să ne țină smeriți, să nu ne mândrim, dar cred că Dumnezeu, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, ne dă această posibilitate să intrăm în vindecare și în eliberare și în restaurare completă. E ceva ce am câștigat, Dumnezeu ne-a dat la cruce și noi intrăm în acest drept câștigat la cruce de Domnul Iisus Hristos prin jertfa Lui, crezând și accesând această resursă. Nu vreau să reiau aici întreaga știre, dar una dintre persoanele care a contribuit la această știre și de unde a fost luat un pasaj mai lung este Mihaela Covaci, ea este din Baia Mare. În finalul unui interviu care am avut ocazia împreună cu colegii noștri să luăm, unde a vorbit și despre Healing Room și despre slujire acolo, am rugat să spună două cuvinte și despre Alfa Omega TV. Acest lucru vrem să-l înserăm aici. Mihaela Covaci, câteva gânduri din Baia Mare despre lucrarea Alfa Omega TV. Îmi place totul la Alfa și Omega.
Dumnezeu a lucrat în viața mea și prin Alfa și Omega, pentru că am învățat foarte mult de la Alfa și Omega. Pe lângă biserică, pe lângă tot ce am învățat din biserică, am învățat foarte multe de la Alfa și Omega. Am învățat foarte multe din emisiunile dumneavoastră de joi seara, de la ora 8. M-am rugat împreună cu dumneavoastră, am îngenunchiat împreună și am fost în același duh cu păstorii care i-ați avut invitați, cu cauzele pentru care v-ați rugat și cu tot ceea ce faceți acolo. Este extraordinar și iubesc lucrarea Alfa Omega. A fost Mihaela Kovács, vă spuneam câteva fraze spuse de ea au fost folosite într-o știre recentă despre Healing Room, despre nevoia de slujire în vindecare și eliberare în bisericile noastre, însă în final ea ne-a spus câteva gânduri, chiar ne mărturisea că urmărește emisiunile în direct și chiar în anumite momente s-a pus pe genunchi, s-a rugat și acolo în camera ei. Mulți fac acest lucru. Să știți că am aflat cu surpriză că mulți urmăresc aceste emisiuni în direct și sunt alături de noi. Nu doar le urmăresc, le privesc, învază și notează, dar se și roagă alături de noi. Asta este scopul noastră, să vă încurajăm, să vă stimulăm, să potențăm această dorință de rugăciune care este în dumneavoastră, această nevoie de rugăciune. Sunt multe lucruri care au nevoie de rugăciunea dumneavoastră, de pocăința dumneavoastră, de iertarea pe care s-o spuneți, de o mărturisire cu gura unui lucru. De multe ori, faptul că ne rugăm aici în platou nu rezolvă lucrurile. E important acest lucru. Și în final, pentru că am vorbit despre vindecare și eliberare în ultimul minut al emisiunii, vreau să mai recomand o carte. O avem de vreun an și ceva. Cineva mi-a spus de curând, un slujitor, că o citește și o răscitește, Fii vindecat și rămâi vindecat. E o carte importantă. Mulți primesc vindecarea chiar în emisiunea noastră de joi seara, dar simptomele revin și e și o înțelegere biblică a modului în care trebuie să rămânem în această vindecare, chiar dacă cerul încearcă să revină cu simptome. E o carte importantă atât pentru slujitori în această zonă, cât și pentru cei care la un anumit moment au beneficiat sau vor beneficia prin credință de o slujire în zona de vindecare, eliberare sau auto-eliberare. Cam atât pentru astăzi. Rugați-vă ca să găsim în acest final de an cele mai potrivite pârghii, resurse, modalități în a vă transmite conținut, resurse în a vă provoca, în a vă da lumină de aici din studio Alfa Mega TV. Avem nevoie și noi de rugăciuni pentru că și decizii care trebuie să luăm și provocări pe care le avem. Nu suntem scutiți nici noi de provocări și pe măsură ce impactul lucrării Alfa Omega crește, englezii au o vorbă, new level, new devil. Cred că și Alfa Omega este la un nou nivel de relevanță și de impact și e pe măsură și împotrivirea în plan spiritual. De aceea nu vreau să vă spun mai mult, cei care mijlocesc pentru noi știu la ce mă refer. Mulțumim pentru rugăciune voastră și pentru mijlocirea pe care o faceți pentru Alfa Omega, ca să o putem sluji și pe mai departe. Mulțumesc celor care ne ajută în continuare și care sunt în modul acesta parte din lucrarea Alfa Omega TV în această vreme. Dumnezeu să vă binecuvânteze!